Dar mi se pare normal să aibă un control asupra salariatului. Chiar mi se pare foarte normal pentru că au nevoie de ei și dacă nu se interesează de sănătatea lor, atunci e clar că nu poate să folosească de el la maxima capacitate. Deci e bine să-i plătească un control medical? Este foarte bine, chiar și analizele pentru angajare și asta mi se pare foarte normal că atunci îl câștig de partea lui. Este logic să fie pentru toți. Mi se pare chiar foarte normal și foarte binevenit. Creeze posibilitatea de a merge la controlul medical. E o idee bună? Sigur că da. Angajatorii vor fi obligați să asigure control medical periodic pentru salariați. Proiectul de lege mai prevede și gratuități pentru vaccinarea și profilaxia specifică impusă de riscurile de la locul de muncă. Orice persoană fizică sau juridică ce are calitatea de angajator are obligația să efectueze un control medical periodic angajaților săi. Acest control poate fi efectuat odată la 6 luni sau la 1 an. Cel puțin așa scriu normele de sănătate și securitate în muncă. Proiectul de lege al sănătății se află în dezbatere publică. Deocamdată, sindicatele din sănătate nu sunt de acord cu modificările cerute de minister și cel mai probabil legea va suferi modificări.